Wow. Yay, 60 seconds, băieți. Mai țineți minte? Da sau nu în chat? Da sau nu? Hai să băgăm o apocalipsă. O băgăm pe easy, little boy. Little boy, ok. Și o să dăm un pic cu Ted. Voi ați lăsat sugestia pe community azi să jucăm. Așa că îmi fac datoria și ne jucăm 60 seconds. Hai să băgăm niște ture să vedem ce iasă. Desigur că voi da niște reseturi. Jocul se mai numește și 60 resets. Pentru că mereu dau reset dacă nu iau itemele bune. Așa că haide practic să trecem la treabă. Să trecem la treabă. Uite-l. Vom începe cu Boy Scout-ul. 60 seconds. Mamă, o să fie nebunie, boys. Vine bomba nucleară și trebuie să ne apărăm practic. Vreau să scrieți pe chat. Ok, dacă sunt persoane care nu știu ce e la 60 seconds. Vreau să scrii unul în chat dacă nu știi ce e 60 seconds și nu știi cum se joacă și doi în chat dacă ești expert și normal că știi cum se joacă 60 seconds. Nu mai știu care erau itemele esențiale, sincer. Păi trebuie să luăm servieta, mă, că pe easy ne dă niște iteme servieta. Bă, văd foarte puține combinații de 1. Hai să luăm pușca, I guess. N-am luat harta, lmao. Bă, n-am luat masca de gaze. Deci cam ripăm. Bă, dar n-am luat... L-am luat pe Timmy. L-am luat pe Timmy, suntem tată-fiu, practic. Călengiu tată-fiu. Ia să vedem. Să vază ochiul meu. Pă bune, nu ne-a găsit masca? What? N-a găsit masca? Oh my god. Cred că trebuie să rezistăm vreo 50 de zile. Oh, hip-hip de Rafaele e dedicatie de ziua mea pentru Ilie din Craiova, strada Ilie din Craiova. 16, hai cu camataria, si e ziua mea pe lese spam pe chat. Dar nu știu de ce ai dat donația asta, cred că nu te-ai uitat pe live, ți-am citit donația și ce-au și scris băieți în chat la mulți ani. Deci nu înțeleg, Vlad, de ce trimiți iar aceeași donație. Ok, vreau să spuneți sunetul jocului, ok, sau dau mai încet? Înnebunim sau sunt gândași pe periți? Vom folosi Boy Scout-ul că nu dispare. Ok. 15 zile și apoi poți să ieși? După 15 zile dispare treaba? Reset? Bă, uite, ne-a dat tutaia de apă, eu zic că suntem bine, sincer. Rejoacă Subnautica? Două săptămâni pentru a trimite pe cineva în expediție? Ok, ok, ok. Bun, bun, bun. La câte zile le dau mâncare și apă? Ia ziceți din chat. 14 zile în carantină, da, bă. Sunt băgați în carantină, nebunii. Ziua 5, toată lumea bea apă astăzi. Azi e ziua mea, bravo Maria. Te cheamă Ștefania, o, la mulți ani. E Sfântul Ștefan azi, sau care era, era interesant. Interesant. Pune top donatorii. Ai și tu dreptatea ta. Bă, omul are dreptatea lui, ce poți să-i mai ceri? Reteta salam de biscuit. Ok, să auzim. 100 ml lapte, 100 grame faina, 100 okay. grame de rahat cu lamaie. Un praf de sare și o pulicică mare. De primul zi, if don't wash or, dacă nu ne spălăm, ne îmbolnăvim. Nu cred că se îmbolnăvesc amândoi. Nu te cred. Dar nu știu rețete aia, Andu, să sperăm că n-ai... Nu... S-au îmbolnăvit amândoi? Ce?
Ce naiba event e ăsta? What do you mean? Pe Easy și s-au îmbolnăvit amândoi? What? Timi e deja mort! Nici n-am început bine! Reset? Dau jocul mai încet, băieți, sau? Ce naiba! Timi e deja pe moarte! Dă ori tu Poppy! Reset! Până și Nico zice reset! Bă. 7 zile mâncare și 5 apă. Dacă rezistă Timica câteva săptămâni, îl putem salva. Hai că am dat click pe radio ăla. Alte 4. Ia, că și-a revenit Timi. Nu și-a revenit. Continuăm, continuăm. Se aude bine, zice Alexa. Ok, ok. Mă încred în ce zici tu, Alexa. Hai să băgăm radio-ul. Stăm în bunker. Suntem departe, mă rog. De radioactivitate. Hai mă, hai băieții. Astăzi mâncăm niște supă de aia nebună de tot cum vă place doar vouă. Așa, trebuie să facem ceva cu decora, așa, dă-i cu niște lumină. Să decorăm pe interior, da, 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 decorează cu niște lumină. Bun, vreau să-și revină Ted, să nu mai fie tired. Că vreau să-l trimitem în expediție. Avem o situație, este un grup care e așa, încuiem, am pus lacătul, gata. S-a pus lacătul, nu mai intră nimeni. Hai mă, Ted, revină și tu, că trebuie să-l salvăm pe Timi, că moare. Moare copilul Ted! Filial naiba de coclit! Mamă, ăsta nu-și mai revine, e obosit de... Ted, hai bă, că moare! Bă, n-am decât să-l îndesc pe Ted cu mâncare! N-am decât să-l îndesc cu mâncare, că nu vrea să plece nebunul! Eu ce să-i fac? E obosit, săracul. Pe și ce să-ți fac, băi, dacă ești obosit? Burta o ai plină, ce nu-ți mai convine? Vreau să facem un trade. Avem multă mâncare? Bă, avem multă mâncare, hai să facem trade-ul. Hai să facem trade-ul cu nebun. Îi dăm mâncare să nu ce ne dă în schimb. A, ne-a dat pisica. A, era eventul cu pisica. Cum e ăsta obosit, că nu înțeleg, i-am dat mâncare, ce vrea să-i fac? Masaj la tălpi. I-am dat mâncare, l-am umflat ca pe gâscan, nu înțeleg. Ce vrea omul? What do you mean? E rip că nu e la masca de gaze? Nu, că s-a dus radioactivitatea de afară. Doar că... Omul meu e obosit, e obosit pe viață. Un vânzător vrea nu știu ce. Ia mă mâncare. A mâncat prea mult? A murit Timi. Bravo tată. Timi s-a îmbolnăvit săracu, auzi. Nu ai vrea să revizitezi pe VZ, dar nu pe VZ2, ci al avec de pe PC ca e top. Poate să ai îl ce. Aici vrea, bă, da, bă, da. A nebunit săracu Ted. Păi chișu că nebunești. Ești obosit de 20 de zile, omule. Ești obosit de 20 de zile. E psihopat, înseamnă. Ia, l-am umflat ca pe gâscan, mă. Suntem încuiați aici și vrem să supraviețuim. Știu că e un grup de bătrâni. Nu mergem să-i jefuim. Dacă îi mai jefuiești ăsta și cu fața aia, s-a terminat tot. S-a terminat tot. F în chat pentru Timi. Nu știu, mă, boys, dar m-am umflat ca pe gâscan și el stă pe spate, asta știe să facă. Și fi s-o moare și el stă pe spate. Am găsit niște hârtie pe zgardă cu adresă. Ce se întâmplă, boys, dacă vizităm adresa asta?
Vreau să fac ending cu agenții secreți. Chances are slim, but maybe we should pay them. Îi vizităm? Deci o adresă pe zgardă. Dacă vizităm adresa, vin agenții sau savantul? Asta e întrebarea. Te duce la doctor. Deci dacă dau să vizităm, mă duce la doctor sau la agenți? E bine, da, spamați F. Ai auzit de hamster? Câștigi dacă ajungi la adresă. Te duce la agenți. Nu știu, eventul ăsta este cu omul de știință. Agenții vin, bro. Agenți. Ride by nu știu cine, agenți. Ok, deci ăsta mă duce la agenți, zice cineva. Hai mă, să vedem. Să vedem ce zic abonață. A adus și pisica, am dus-o la adresă. Stai să vedem ce zice. Ok, deci am fost oprins de doi oameni care vreau un colac de la negru. Spuneți că sunteți din filmele Matrix. Un parpalac negru aveau pe el, pe ei. Și polării frumoase. Ok, ok. E bine, înseamnă, e bine. Astăzi este ziua lui Ted, deja o să-i spuneți la mulți ani în comentarii. La mulți ani, bro. Rafa, sunt gay. Ok, Vlad. Ai văzut hamsterul Stapinu? Da. Ok, ne bată cineva la ușă. Hai să dăm niște apă. Și-a revenit Ted, ești nebun? What? Nu mai e nebun. Păi? E că pisica, mă. Vizitatorii noștri au avut probleme. Și mă rog, le-am dat apa și degeaba. Spre surprinderea noastră, Sherikov s-a întors la loc. Ne iubește doctorul Sherikov. Gata, mă, și-a revenit Ted, boys. Bine. Gata, nebunișe și bolnav. My God, man. Bă, mă joc pe easy. A luat-o razna. Cum e și bolnav și-a și nebunit. What? Are rabie, ce are? Cum peste noapte e și bolnav și nebun? De la ce? Ăștia vor să ne spargă casa și trebuie să-i împușcăm? Ce are omul ăsta, frate, că nu pricep? A venit pisica asta cu virus, cu râie, cu... Și Aricu v-a găsit un cablu care iese din tavan și l-a tras. Așa. Ar trebui să examinăm cablu. Examinăm cablu sau nu, băieți? Cred că dacă examinăm cablu ne duce la savant, nu? E sensibil? Nu te duce? A revenit pisica? Cred că ne duce la savant, nu? Dacă ne ducem la cablu. Are râie? Are covrig? Da, ok, atunci nu ne ducem. Nu vreau la savant. Nu, la agenți te duce. Atunci m-a spăcălit dacă mă duce la agenți cablul ăla. Ok. Așa. Este o baltă în parc. Hai să pescuim cu servieta. Da, dar are mult sens. Te duce la agenți. Ok. Ne-a dat o sticlă de apă. Asta e bună. Îl umflăm ca pe gâscan. Așa, uneori vrem să cântăm la un instrument. Da, hai să cântăm la instrument, desigur. De ce nu ne dă eventul să transform bug spray un medkit? The funky roaches haven't really, așa. They're causing us trouble, așa. În dimineața asta, când am deschis ochii, am văzut stând într-o linie perfectă. Avem gândaci, băieți, vă plac gândaci în viața reală, dar sau nu în chat? Să vedem. Trebuie făcut vaccinul de covrig? Au dispărut gândacii.
Și ce ne-au dat în schimb? Mâncare și apă. Mamă, tar rău gândaci ăștia. Dar noi ne mai vindecăm vreodată sau... O luăm la vale. Ia! Covenit! Armata, vin toți peste noi. Opa! Gata, ne zice armata să dăm cu lanterna pe cer. Opa! Să bate la ușă. Să bate. Cine bate, să vedem. Ne-a rupt harta. The freak? Nu bate nimeni. Oh my god. Este e unlucky rău de tot. Și culmea e că e pe easy. Asta e culmea culmilor. Gata, putem să ne facem medkit-ul. Suntem safe dacă nu murim acum. Bine, rău de totos. Gata, mă, Ted, ți-ai revenit, ești ca nou. Deci ești ca nou, Ted, mă crezi? Dacă Sharikov consideră adăpostul casa lui, ar trebui să încercăm să ne înțelegem. Ne jucăm cu Sharikov? Nu ne jucăm, lasă-l nebă, că dacă ne zgârie, abia ne-am vindecat. Joacă niște forager? Nu, vorbăieții, forager. Bă, m-am vindecat, dar e bolnav la creier, omul. Are pareză. Pisica a dispărut și apoi s-a întors cu o notiță pe zgardă. Este semnată de om de știință. Hai, mă, că nu vreau omul de știință. Vreau agenții în parpalac. Nu vreau omul de știință. Și care bate în perete. O femeie îmbrăcată în alb ne-a vizitat astăzi și ne cere ajutorul. Ok. Așa. 39. Nu s-a întâmplat nimic nici azi. Ce bea acolo? Cumva suc. Da. Ziua 40. Bem și mâncăm, ne umflăm burțile azi. Doctorul ne bate la ușă să ia provizii, dar n-avem mâncare. De ce mi-apare cu roșu? Bă, dacă îl trimitem pe Ted, noi nu putem să-l trimitem pe Ted în expediție. Aia e chestia, că n-avem lacătul și o să ne fure ăștia bunkerul. Cred că e pierdut ranul, sincer. Cred că e pierdut ranul. Fudge, boys. Avem nevoie de provizii. Știm un profesor, nu o să-l jefuim. Bă, boys. E tristă treaba. Da, nu cred că mai avem șanse. Că nu putem să mergem în expediție. Ce e de făcut? Armata ne cere să ne aruncăm arma la gunoi. Și oricum noi nu o avem, deci e stricată. Ok. Bate careva la ușă ca nebunul. Dar nu avem mâncare să-i dăm, lol. Peste 4 zile o să mor. Eu uzăm orice predicții face Antonio. Al naiba. Ce să sunetele alea? Ne nebunesc. Hai să ne relaxăm și să băgăm o joacă. Ok, hai să băgăm joacă. Salut, sunt Varcoand Mondialu. Te respectam. Mersi, Rareș. Ia, că vrea să recreeze harta, o face la loc. Da, mă, cred că e pierdut ranul ăsta. Dar îi dăm așa să vedem până unde ajungem. Ne-am reparat... Bă! Asta este. Gemini s-au întors și vor toporul. Ok, luați-mi toporul. Luați-mi toporul, sigur. Doctorul degeaba ne cere mâncare, că n-avem să-i dăm.
Dacă o să câștigăm fără nicio expediție, e destul de tare, dacă mă întrebe mine. Așa. Hai să ne ducem la militare, așa. Soldații ne cer să se ducă câte o persoană din fiecare grup. Ok. Hai să mergem la armată. În ziua 53 vei muri. Ce predicții. Băieții, în loc să țină cu mine, să-mi zică că voi câștiga și că sunt cel mai tare bărbat din curtea școlii. Cox, ce e ăla, Cox? O, vezi că ne pară și arma. O ducem bine, mă. Ia uite, mă, vezi că am pușca pregătită. Nu o dai cu mine. Ce este sunetul acela? Un cal. Pleacă, că mă, cu calul tău, că nu-ți dau nimic. Că parcă mi-a dat țeacă ăla cu galloping horse. Astea sunt circumstanțele, pe care așa, provizii, nu mai avem provizii și dacă nu avem grijă de noi, așa, vrea să furăm, da? Nu furăm, că suntem băieți de treabă. Ești cel mai tare și o să câștigi. Așa este, Andreea, meriți moderator pentru cuvintele tale încurajatoare. Nu putem să ne ceară la apă, că apă avem multă. Chiar ne este dor de viața pe care am avut-o. Spațiul, cerul, mâncarea, mai multă mâncare. Vreau să ne întoarcem înapoi după ce... Mi-aș dori să ne putem duce înapoi, înainte să fi căzut bomba asta. Vreau prăjitură! Vreau tort, zice. Ok, ok. O să câștigi, Rafa. Așa te vreau, Alexa. Vreau numai susținere. Hai, mă, iar să îmbolnăvește! Filial, n-ai vă dă nemernic! Când am deschis ușa la bunker ca să intre niște aer proaspăt, aer radioactiv, am descoperit o servietă. Ia deschide-mă servieta aia, ce se poate întâmpla? Că suntem deja bolnavi. Ne rupem și mâinile, ce se poate întâmpla? Deja rău s-a întâmplat. Poate ne dă un medkit. Ia, ce era? Nu era nimic. Țeacă, n-ai mai luat țeacă. Și am un grup de oameni îmbrăcați în pijamale verzi, bătut la ușă. Nu mă interesează, nu-i lăsăm să intre. Rarele zice, fă rețeta pe care ți-a dat-o Andrei Blană. Ok, Rareș. La un euro nu apar donațiile, bradere. Așa, 58. Bă, o ducem bine, o ducem bine. Hai să mâncăm așa, să ne simțim bine. Gemenii ne-au vizitat și că e aproape gata tabăra lor, ok. Ok, totul merge perfect, boys. What? Finalul! A fugit Ted, bă, de acasă, prostovanul. Dacă mai rezistam vreo 10-15 zile, cred că câștigam. Că era adăpostul făcut de gemeni, gata. Vreau să văd un GG puternic în chat. Am pierdut. Wow, am pierdut, băieții. Cel mai prost event care se putea întâmpla pe Easy. Să ne îmbolnăvim toți. What? Până mea, joc. Joc pe Easy. Ce vrei de la viața mea? Ok. 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 Deci, să ținem minte că ne trebuie masca de gaze. Ok. GG. Sea of Thieves. Bă, nu mai e Sea of Thieves, gata, că n-ai dat like când am jucat. Nu mi-a oferit destulă susținere. Opa, 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 bine-s. Vreau să-l împrumut puțin de tot pe Timi, medkitul ăsta, medkitsanu. Bă,
Bine, 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 bine. Ah, cam asta e, nu știu dacă mai avem ce să luăm. Da. Este ultimul live pe anul ăsta? Se poate, nu știu. Ai zis de Colony Survival? Nu. Colony Survival s-a dus pe apa zâmbetului. Ok. Eu cu Timmy. Me and the boys. Avem mască de gaze. Ok, ne lipsește pușca. În rest suntem bine. Ok. Let's go, boys. Let's go. Hai, că acum n-avem voie să pierdem. Ia uite ce pălărie am la ultimii. De fetiță. Bun. Se pare că avem airdrop-uri. Hai să le luăm repede, mâncărică. Pizza congelată, de-astea ce vă plac vouă. Pagina live stream anul acesta? Nu. What? Mi s-a stricat masca. Hai bă. 2 cu 2, adică e decent, e decent, sincer. Nu ne putem chiar plânge. What? Am reparat și masca de gaze. Totul e perfect. S-a adus la gunoi. Se pare că n-au reușit să o repare. E o șansă, cred. Nu putem să dormim. Dacă ăștia se îmbolnăvesc chiar, am dat alte 4. Ok, nu s-au îmbolnăvit, doar sunt obosiți. Ed Ganicus. E Ganicus pe aici? Bun, la ziua 5 o să bem. Ne umflăm burțile. Așa, ne zice că sunt gândaci radioactivi. Da, 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 totul are logică. Hai că acum o să câștigi, presimt. Oh, bine. În ziua 70 o să mori. Moderatori, banasipula. Nu ne susținere. E un nemernic. Mâine băgăm la burtan. Ghiți ce? Avem deja grădina noastră. Avem ciuperci care cresc pe pereți și vrem să le mâncăm. Nu. Nu. Ok. Astăzi băgăm, umflăm burțile azi. Vreau să-mi ziceți în chat când ați umflat ultima oară burțile. Așa, cineva se uită la noi. Hai să-i tăiem gâtul. La nebun. Ești cel mai tare să câștigi, așa te vreau, Cox. Bun. Orice ar fi fost, acum a murit. Bun. Totul merge perfect. Opa, sună telefoanele. Sună tefeloanele. Nu ne așteptam să ne sune cineva. Ok, ok, ok. Ar trebui să ne uităm la video ăla pe YouTube. E un video interesant pe YouTube. Cu un tip care a găsit un... un shelter. Ia că-l bag eu în playlist-ul meu cu React. Și o să ne uităm la el pe live-ul viitor, să-mi ajuns aminte. Că e interesant. E un tip care... E un tip care găsește un... adăpost de ăsta, un bunker... foarte, foarte vechi, care încă oarecum mai funcționează cât de cât. Ziua 10, astăzi bem, ne umflăm burțile. Hai să umflăm burțile. Deschidem numele libertății. Nu știm cine a zis asta, dar am auzit că putem auzi că e un grup de oameni. Nu deschidem nimic. Nimic nu se deschide. Rafa, ai OnlyFans. Interesant. Interesantă întrebare. Aici este un gang de pompieri. Bă, am încuiat ușa, boys. V-am salutat.
Da, nu știu ce aș putea face eu cu un cont de OnlyFans. Adică ce aș putea să postez pe OnlyFans. Mă înțeles ce zic? Poze cu burta. Ziua 12. Da, poate cineva care să ne ajute. Hai să ascultăm la radio, desigur. Niște manele. Bagă link-ul de la OnlyFans. Interesant, interesant. Interesant. Nu înțelegi ce se întâmplă, hai să mai ascultăm la radio. Ok. Poze cu ole. Interesant, interesant. Dar nu cred că e de mine OnlyFans, sincer. Ziua 14. Avem niște muniție în plus, dar a dispărut. Hai să o căutăm. Am văzut niște fete pe, auzisem, care fac pe OnlyFans cât un milion de dolari pe lună. Impresionant, trebuie să recunosc. Este impresionant, boys. Rafael, te iubesc tare mult și cu ocazia acestei sărbători minunate, moșul a venit la mine cu mulți bani și cadouri și mi-a zis că vrea să vină la tine acasă să-ți radă flocii de la cuc și să te mângaie pe fruntea aia moale și la tăte pup full homo. Tudor, ai niște donații strani, brodere. Nu știu cum reușești să te gândești la astfel de donații. Sincer, cred că ar trebui să o lași mai moale cu banii din pensia alimentară lui bunicu. Ok. Iar ne atacă! Le dau cu spray la o... Frate, ce ne tot atacă ăștia? Suntem pe easy, glumești? Cred că putem să plecăm în expediție acum, nu? Mai e afară... Credeți că mai este radioactiv afară? Că sunt 17 zile. Nu cred că mai e, mă. Au venit spiderii peste după engine. Hai să scăpăm de ei. Poze cu... Mamă, ce urât să vorbește pe chat aici. Și ne-a... Bun. Ok, să-l trimitem pe Timi afară. Cu ce îl trimitem? Cu cărțile de joc, ești ne-a... cu lanterna îl trimitem pe Timi afară, pe timp de noapte. Sper să nu-l prindă băieții răi. În rest, baftă, brodere. Nici pe easy nu mai e ce era odată? Nu vezi că mă atacă ăștia de 2-3 ori, înseamnă că pe hard ar trebui să mă atace non-stop. Ziua 19. Bă, nu-l mai iau pe Sharikov, știi ceva? Nu-l mai iau pe Sharikov. Bă, bune. Cum a fost și cu televizorul la stresul de ziua lui? Bă, a fost nebunie, sincer, m-am uitat și pe live, am râs acolo, m-am simțit bine. Păcat că pune live-ul pe privat, știi? N-am înțeles exact de ce. Probabil pentru că au făcut prea multe prostii. Ziua 20. Bem și mâncăm ca băieții răi. Femeia așa vrea niște gloanțe, nu-i dăm nimic. Arată pe OnlyFans. Am înțeles. Ok, ești cam ruginit. Se vorbește urât aici. Interesant, interesant. Pe ce dificultate joci? Că acum am venit. E secret, Andrei. N-ai voie să știi. Nu e voie. Rafa, tu ai umflat burta când ai mâncat la stresul? Nu chiar, nu chiar, nu chiar. Mersi frumos, Alex. Ionașcu. Nu, chiar nu, chiar armata de cere o lanternă și l-am trimis pe Timi cu lanterna. Dacă a murit înseamnă că e cel mai pârnaie copil existent. Că l-am trimis într-o singură expediție. Gen, come on, brothere. Nu suntem curați, mirosim urât. Ok. S-a îmbolnăvit săracul Ted, deci eventul ăla dacă nu dai, se îmbolnăvește. Interesant. Stai, dar bunicul meu are pensie, brodare, și mi-a transmis ca aseară tu și Cuxlader v-ați pupat pe cuculeț, dar Ok.
Vestea proastă este că Tudor donează iarăși prostii. Vestea proastă este că ăsta a nebunit iar și că Timi a murit. Dude, care sunt șansele? Glumești? Care sunt șansele ca Timi să moară din prima lui expediție? What? De ce moare din prima expediție? E useless, ești nebun? Ce-a făcut stresul lui Bully Vlad? I-a făcut o reclamă frumoasă, zice să-i fac altceva. Dude, ce ghinionul ăsta. A fost o zi interesantă, a găsit cheile de la mașină. Ceva ne spune că vrea să iasă afară și să pornească motorul. Da, 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 du-te că e o idee foarte bună. A murit. Bă! Cum zicea băiatul ăla, nici pe Easy nu mai e ce era odată. Wow! Nici pe Easy nu mai e ce era odată, boys. Fără mișto. Părerea mea e că pe Easy, cred că trebuie să luăm 3 oameni. Cred că e prea... Cred că nu ne avantajează, mă, pe Easy doar în 2. Cred că trebuie să fim 3. Asta e părerea mea onestă. De pro player pe 60 seconds. Deci hai să luăm 3. Vreau să-mi spuneți în chat dacă v-a plăcut joaca asta. Da sau nu? Mă cam enervează că avem prea mult timp liber aici la început. Oooo, bubuie la 10k repede! Like-urile! Bubuie, bă! Nucleara! Bun, tu vii cu mine. Nevastă, tu vii cu mine. Aici odată. Ia uite-le. Odată pe dreapta. Bun. Odată aici. Aici așa. Și mai luăm niște mâncărică. Luăm Boy Scout-ul. Harta. Și ne umflăm burțile. Nu știu exact ce am ratat. Hai măcar pușca asta să o luăm. Hai mă că suntem bine, boys. Suntem bine de totos. Suntem 3 oameni, avem mâncare, avem apă, o bubui like-urile 10k. Bine, 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 bine. Hai mă, let's go. Giorno. Asta e părerea mea. Giorno. Giorno, giorno. Let's go, boys. Așteptăm 3 zile și după aia îl trimitem pe Timi direct afară. Și ar fi bine să găsești ceva, Timi, că ne-ai cam dezamăgit. Am dat de un semnal ciudat. Hai să-l ascultăm. A treia cu noroc. True. That's pretty true. Da, nu vreau să mâncăm ciuperci după pereți. Dacă azi nu cad alea, nu mai... Îl trimitem ea. Hai, let's go. Stația noastră așa, maybe we should tinker. Nu, tinker egal broke. Break, de fapt. Joci Doom Eternal. Nu. Ok. Astăzi se bea. Îl trimitem pe Timothy. Masca de gaze în mână. Mamă, hai să facem una de asta, fii atent. Masca. Ok, fiți atenți.
Bă, l-am trimis pe Timi, l-am tancat. Hartă, pușcă, mască de gaze. Let's go, Timi, ar trebui să ne găsești tot ce se poate găsi. Te-am stacat, ai pușcă, hartă, ai rupi în două, ești nebun. Dacă moare, am dat alt F4. Alt F4 incoming. Să beați, Nico. Vreau să-mi zici că de-ai băut ultima oară și ce? Robbie Bubble? Murfatlar? Ce să bea acolo la reședința ta? Și să le piardă pe toate? Alt F4, Alexa. Alt F4 și am tras cablul de alimentare din calculator. Ok, ziua 8. Nu! Bă! N-am apucat să citesc ce scrie acolo. Am crezut că nu e nimic. N-are nimic, mai apare odată. Sad noises? Suc de struguri? Tătistruțu! Hai, salut băieții, vreau să vă mâna sus pe chat. Am băut apă acum 5 minute. Nu apă, zic așa ce-ai băut mai deosebit ultima oară, mă înțelegi? Da, e ultima oară, mă gândeam ce am băut. Am băut niște șampanie, am avut un coleg de la... Am avut un coleg de la Samsung, mă înțelegi? Și a fost un workshop destul de forțan, unde am primit premiul acesta. Gen la workshop-ul ăsta de la Samsung, care a fost online. La workshop-ul ăsta care a fost online, am avut un prezentator, știi, care ne-a înmânat premiile oarecum. Premiile erau la noi acasă, dar ne-au strigat toți pe rând. Și gen... prezentatorul a fost Cabral, dacă înțelegi ce zic. Și Cabral mi-a strigat acolo numele, am dat un toast pentru fiecare, am luat vreo 30 de shoturi de cam băut câte puțin vin, că mă făceam praf. Și avem premiul acesta. Stai un pic. Să-l facem cum trebuie, practic. Stați așa. Și uite, e de la Team Galaxy, boys. Băieții de la Samsung, gen, sunt la un alt nivel când vine vorba de cadouri, de mereu mi-au trimis pachete, mi-au trimis tot felul de nebuneli. Mai înțelegi ce zic? Deci a fost o experiență plăcută, l-am văzut și pe Cabral, i-am explicat lui Cabral acolo numele de pe YouTube, că m-a întrebat. Asta a fost distracția, boys. Ok. Asta a fost un mic side story pentru voi. O poveste frumoasă. Ok. Astăzi mâncăm și umflăm burta lui Timi. Și vreau să văd ce ne-a adus mai exact. Ne-a adus 2 sticle de apă. Glumești cu mine, X-Ladere. Toate itemele alea și-a găsit doar 2 sticle de apă. Bă, partea bună e că le-a adus pe toate înapoi. Adică n-am de ce să mă plâng, practic. Practic. Hai să omorâm gândacul cu Boy Scout-ul. Ok. Am luat membru acum, ies, nu mă mai uit la live, pa. Salut, Roli. Te salut, bro. Rafaele, mă lași să-ți marturisesc iubirea pentru tine, te iubesc și mereu te visez noaptea enorm de mult și de fiecare dată mă faci un om complex și din cauza ta îmi iau foc bucile, pornește aerul condiționat că îmi ard bucile, te pup la coice. Nu o să deschidem ușa. Ok, Tudor, cum zici, tălică? Așa. Microfonul e mai ierb decât de obicei? Dar nu știu la ce te referi, sincer. Stai să văd. Dacă e de la mine sau ce are. Că nu știu exact. Nu, bine? Că l-am dat atunci tare ca să se audă Moș Crăciun pe fundal. Mai înțeles ce așa zis. L-am dat un pic mai încet. Rafa apa.
Se aude bine. E ok? Bă, nu știu, că l-am dat în bine. Ce da? Bă, că se aude tare. E bine? Stai un pic, calentez microfonul. Testare, se aude bine? E bine așa? Rip urechi? Da, dum-la-dum-la-da, taca-taca, dum-la-da. Alba. Test. Stai, care era mai... Cred? Ok, se aude la regulă? Alba. Nu știu, mi-arătăm... Deci mi-arătăm pe noi aici, că se aude puțin tare, dar nu știu ce zic. E ok? Rip, e bine? Nu mai face stroi, zice se aude sau nu? Da. Se aude bine sau nu? E ok? Cum se aude? Oh my god, boys! Nu mai filmă cu voi! Ok. Da. Asta este și cu microfonia. Hai să dau un pic mai încet. Ok. Bun. Rip urechi? N-are mă nimic. Am reparat, boys, am reparat. Îți ating bucușoarele încet, îmi zice Mario. Nu știu, bă, Mario, lasă-ne cu bucușoarele. Hai să continuăm aici aventura. Deci se aude bine sau nu microfonul, boys? 55 încet dacă se aude bine. Ok, ziua 12. Îi dăm așa în continuare. Mamă, cred că am trezit câțiva băieți care adormiseră pe live. Mai mult ca sigur, cred că am trezit câțiva băieți care dormeau pe live. Mi-au tras câteva înjurături. Dar e ok, boys, e ok. În spiritul sărbătorilor, fii mai bun. Ziceți și voi acum. Se aude bine? Ok, bun. Sună telefoanele. Ziua 14, astăzi ne umflăm burta cu mâncare o dată și o trimitem pe Dolores afară. Nu mai aud, să-mi cumperi urechi noi. Intru și eu pe live și începe Rafa așa ca nebunul. Nu știu la ce te referi, Luca. Deci chiar nu știu la ce te referi. Astăzi am băut apă. Ok. Avem și aproape 11k castane. Hai mă să vedem dacă câștigăm. Pe bune, vreau să fac un win de la frumos și după aia încercăm pe hard. După aia trecem direct pe hard. Se pare că s-a îmbolnăvit Dolores. Am trimis-o odată afară și s-a îmbolnăvit. Gen, femeia asta e absolut degeaba. O să-l trimitem pe Tim în expediție. Și... nu cred că avem nevoie de Sharikov momentan. Au ieșit 300 de persoane de pe live? Da, cred că dormeau oamenii. Da, cred că îi lasă de somnul. Sau poate eram... imaginați-vă că eu să fiu pe televizor în sufragerie și apoi să bag bubuitura aia. Nu știu ce să zic, boys. Deci... Hai că îl trimitem... Cum e bolnavă iar? Rafa, vreau să ai tia timp bucusoarele intens. Mă, nu i-am dat eu de mâncare lui Dolores, bă, că eu sunt confuz. Well, boys, am rămas în doi, let's go. Îmi aduc aminte să-i fi dat mâncare, acum nu știu de ce am murit de foame. Mă rog, ok, Timmy. It's time, boy. Totul sau nimic se numește trade-ul ăsta. Fii atent, te ducem cu radio-ul la cut. Și Boy Scout. Timi, dacă te întorci, câștigăm. Dacă nu te mai întorci, am pierdut și e GG. Doamne ajută. Du-te, bro. Deci unde aveți planul să zombies? Poate să mai jucăm, dar... m-am plictisit de joc, mai e chestia și devenise super greu. Devenise super dificil. Și ultimul episod pe care l-am făcut cu Plants vs. Zombies nu prea a prins așa bine, așa că nu m-am mișcat. Ok. Alte 4 incoming? Nu mă, Nico, că acum o să se întoarcă Timmy în câteva zile și o să vezi că vine stacat cu mâncare, cu băutură, cu tot ce trebuie.
Când am deschis buncărul de dimineață, așa, nu ne uităm în servietă. Era o servietă la ușă, nu ne uităm. Rindurile și Timi, nu. Rafaele, să lăsăm trollul la o parte, te apreciez foarte mult în ceea ce faci, ești parerea mea cel mai tare YouTuber din România, dar totuși vrei să vii la mine la București să ți fac cunoștință cu niște fete sexy și draguțe, te combin eu, frate. Serios, Tudor? Mă combini? Interesant, interesant, Tudor, oferta ta. Bă, mersi frumos, apreciez susținerea, bro. Brodare, mă bucur să aud cuvintele frumoase din partea ta care nu sunt troll, ceea ce e o excepție pentru tine. Pentru că în mare parte spui numai troll. We should probably check the hole out and see what the source of the smell. Deci când a fost o cărămidă, mirosea ceva. Hai să vedem ce miroase de acolo. Bă, Tudor, nu știu ce să zic. Hai că vin dacă este și vedem. Să fac și eu câteva iubite, așa vreo 5-6. Și vedem. Că oricum, gen, am nevoie de content pe live, știi? Așa am face live stream în fiecare zi și în fiecare zi o altă iubită. Mă înțelegi? Am avea content. Ar fi content. De exemplu, în prima zi jucăm Minecraft cu iubita. În al doilea zi jucăm Outlast cu iubita horror. În altă zi jucăm Plants vs. Zombies cu iubita. Și în fiecare iubitare are o altă personalitate. Adică e ca un nou Kinder cu surprize. Nu o să știi ce te aștepți pe live. Adică, mă înțelegi? Nu o să știi cum o să fie. Asta e toată chestia. Da? Ziua 24, Timi, nu prea se mai întoarce și nu sunt prea fecirit, sincer. Am primit o scrisoare de la supraviețuitori, ok? 5-6 iubite? Da. Prețim cum va veni alte 4? Nu-mi prea place. Rafa, mai baga un arape. Nu. Că după aia ies toți copiii și se sperie. Deja au ieșit 3000 de pe live. Faci ca Mitsu unboxing la iubită? Bă, facem mai mult decât unboxing la iubită, mă înțelegi? O punem și la folosință. Ziua 25, hai să ne și mâncare. După aia o plimbăm cu Dacia pe iubită. Sau îți dai seama cât de mișto ar fi că gen mă duc cu 4 iubite și mergem cu 4 iubite în Dacia. Asta n-o să vezi în fiecare zi. Gen Dacia plină de femei. O dai? Ăla ar fi flexul maxim. Ok, ziua 26... Mă, asta cred că ne îmbolnăvește dacă nu-l folosim. Nu sunt 100% sigur. Cum mă? A murit iar Timi. Bă, Timi moare non-stop, dude. Deci moare non-stop. God damn it, moare non-stop. Ce așa greu pe hard? Pe easy, pardon. Fake Uber Quick Slider? Nu putem să câștigăm, uite și tu. Ok. Se pare că dificultatea asta este blestemată. Așa că o să ne jucăm pe normal, sincer. Gen, nu putem să ne jucăm pe easy. E prea greu pe easy. E mai ușor pe normal. O faci mașină de gătit? Nu știu ce să zic, brodere. Ok, dubla 1 miliard. Let's go! Bine. Ok. Pe normal mi se pare că sunt mai puține aici pe servieta. Dar e în regulă. Asta o dată, o să luăm medkit-ul. Masca de gaze. O dată. Ăsta ne trebuie. Am înțeles. Beatrice, tu îmi porți ghinion. Trebuie să gândești pozitiv, nu negativ. M-am abonat la TikTok-ul tău? Nu, te mai abonat la TikTok, l-am șters. Din păcate. Nu știu dacă o să mai revin pe el. Sincer.
Bă, sunt toți într-o cameră. Topor în bucătărie. Așa periculoasă e bucătăria. Ok. Hai mă, brodare. Niște apă amărâtă, nimic interesant. Ah! Oh my god! La limita limitei! Holy! Păi porcul nu-l tai cu toporul? Mă, Alex, nu prea tai porcul în bucătărie în general, acum nu știu la tine. Văzusem niște băieți care au tăiat porcul în fața blocului, da? Na. Ok. Rafa, geniție și tu 5.000 lei strani și te duc în Băneasa să cumpărăm haine de fiță și după te combin, fratele meu. Bravo încă o dată că ești un youtuber sincer și fidel cu abonații tăi. Punct, acum urmează să-mi iau niște eziurei, noi mai vedem. Mai vedem? Holy, mersi frumos, Tudor, apreciez, brodere. Mergem, mergem, mergem. Mergem și ne luăm the drip. Ce părere despre Breaking Bad? Mi-a plăcut serialul. Mi-a plăcut joaca aia nebună. Ok, hai mă, trebuie să câștig. Nu mă dau bătut. Never give up, never surrender. Mănâncă sarmale. Aha, o să faci video cu TF2. Nu. Ziua 3, bun, la ziua 3, bun, bun, bun. The trip, nu, the drip, cu D. Drip out of the wazoo, brother. Nu știi tu de-astea. Ce pare de airship din Among Us? Pare interesant. Pare interesantă harta, dar... va fi nevoie să fie în mulți jucători. Ia uite. Ca drop-ul, ia să vedem. Sper să nu se strice masca. Exact ce ți-am zis. 2 cu 2. Bă, nu știu dacă e un trade așa bun, sincer. Și acum nu se mai duce nimeni afară, îți dai seama. Rafa este cel mai tare, te urmăresc de la 1K sus. Nu cred, bro, că mă urmăriți la 1K subs. Ia zi, ce serie făceam eu la 1K subs, să te vedem. Dacă ești abonat adevărat sau ești fec. Dacă îți faci atâtea iubite, poți deveni content creator pe Pornhub. Poți lua Dacia lui Slider și să o transformi în fachie taxi, sau faci schema aia cu Step Brother zâmbet. Bă, sincer, Marius... sincer cu tine, brodere. Da, sincer, dacă nu o să mai mergă canalul ăsta de YouTube, cred că o să te contactez și o să trecem de pe YouTube pe alt tub, cum s-ar zice. O să trecem mai underground. Asta este. Dar o să ne schimbăm puțin contentul, practic, înțelegi? Să legem de la family friendly la ceva așa mai, da. Să practic să ne băgăm un pic la creație, dacă mă înțelegi ce zic. Așa, ziua 9. Îi dăm în continuare. Bun, merge bine până acum. Nu vrem să furăm nimic. Faza e că nu știu când îl pot trimite pe Timi în expediție. Atât încât se aude sunetul ăsta pe fundal, că e radioactiv afară, nu ne ducem. Bun. Să mergem la Naruto Shippuden.
Bă, se merită. Da, se merită. Naruto și Shippuden mi se pare că e mai bine cotat decât Naruto, gen al doilea sezon mai bine decât primul. Asta zic că nu trebuie să te simți obligat să vezi episoadele, că mai e chestia cu animeurile. Cred că e o gândire greșită, mă înțelegi? Gen, când te uiți la One Piece care are 1000 de episoade, nu trebuie să te intereseze câte episoade are. Pe tine nu trebuie să te intereseze să-l duci cap coadă. Tu te uiți la un anime pentru entertainment. Atât tot. Dacă nu-ți place, nu te mai uiți. Adică te uiți și gen... te uiți cât îți place. Dacă devine prea boring, ori mai dai schimb la niște episoade, zi, dacă devine mai bună încolo, ori nu te mai uiți deloc și gata. În general, nu mai uiți deloc. Adică sunt câteva anime-uri la care m-am uitat și gen au review-uri foarte bune, dar dacă mi se pare boring, nu o să stau să mă uit 10 episoade plictisitoare pentru, nu știu, 10 bune mai încolo. Trebuie să fie o experiență plăcută pe parcurs. Atate. Așa, nu vreau să mâncăm astăzi, vreau să băgăm niște apică la burtică, la burtihan. Vrem să ne culcăm când bate cineva la ușă. Așa, n-o să deschidem. Cred că e un event nou ăla. Rafa, m-am plictisit, pa. Ia ușe ce mari. Uite la banii senpai, l-am văzut. Hai să folosim asta, că altfel ne îmbolnăvim toți și murim. Deci, da. Și am început să mă uit la One Piece. Bun. Eu am luat o pauză de la One Piece. Până la episodul 1000, cam așa nu mă mai uit. Aștept să văd dacă e ceva interesant pe la 1000. Și după aia nu o să mă uit deloc, până când se termină. Pentru că am ajuns la, zic, episoadele și cam boring să aștept o săptămână pentru un episod. Bun, așa. Hai să vedem unde duce zona aceasta. Să vedem ce găsim pe aici. Ok, ne împușcăm, așa. Nimic interesting. Continuăm. Bă, cred că putem să-l trimitem pe Timi în expediție, nu? Ia ziceți, boys, îl trimitem sau nu? Trebuie până la urmă Timi să treacă într-o expediție bună. De ce nu ajungi Fortnite? Pentru că nu... m-am cam plictisit de joc. Hai mă, Timi, întoarce-te cu ceva bun, tată, te rog eu. Uite, îți dau și de mâncărică, să fii fericit. Castlevania, nu. N-am văzut. 21, hai să-i băgăm la burtanul. Dead. Gambitul Damei. Nu le-am în român, Alexa. Cred că te referi la Queen's Gambit. Nu m-am uitat. Nope. Da, îți vreau să mă uit. Deci nu te mai ajungi mai Summer Car. Am filmat pentru mâine un episod. Se pare că a devenit o necesitate în lumea asta. Și am crezut că va fi o idee bună, așa. Le-am întrebat happy for you, could make a third step, așa, an unknown creature. Se vorbează o creatură la noi, nu vrem să împușcăm. E câinele. Dacă nu dau cu pușca în el, mă mușcă? Sper că nu. Ok, nu ne-a făcut nimic. Bă, avem un mesaj la guvern, trebuie să folosim harta. Gintama nu m-am uitat, nu. Bun, 25, hai să bem niște apă. Dacă moare iar Timi, gen. O iau razna, boys. O iau razna și eu. Bine, mă, Timi bărbatul. Let's go, boys, let's go. Ia, cu ce s-a întors? Și... două apă, una mâncare. Bine-s. Ne sună cineva, hai să vedem. De la Black Clover? Nu. Nu vreau să mă uit la Black Clover, o să aștept până se termină sau când are foarte multe episoade. Bun. Ok. Ideea care e? Ideea în felul următor, boys. Hai să le împușcăm pe ăsta care ne atacă. Ideea în felul următor.
eu nu mă uit la animeuri care nu s-au terminat. Cam asta e ideea pe care trebuie să o știți. Dacă un anime nu e terminat, nu mă uit la el. Excepția a fost One Piece, dar gen, când ajung episodul la zi, nu mă mai uit. Pentru că nu-mi place ideea asta să stau să aștept episoade. Dar mai bine aștept să termine cu totul și apoi mă uit. Cam aia e teoria mea. Bun, Dvigă s-a întors în adăpost, hai să-l vindecăm până bun. Ok. Bă, suntem bine, suntem bine. Attack on Titan, nu mă uit la Attack on Titan. Sezonul care a pornit acum, aștept să termine și după aia mă uit. Nu o să mai discutăm despre animeuri, dacă vreți. Părerea mea despre animeuri, căutați pe canal, gen la ce animeuri se uită Rafael și o să vedeți acolo. Am făcut un episod de, nu mai știu, o oră cât avea episodul ăla, un episod destul de lung, unde am discutat despre animeuri, ce vă recomand eu, la ce m-am uitat, lista mea cu animeuri. Jocurile Halo acum ca sunt pe PC? Nu. No megalul. We had planned to go to Niagara Falls and see those beautiful așa. So sure right now it seems that a half dozen pipes burst and all the water bă, ce salvăm? Radioul sau harta? Cred că radioul salvăm. Că harta se mai poate repara. Yep, o să salvăm radioul. La Boruto te uiți? Nu, ți-am zis, nu mă uit la Boruto. Nu. La Boruto o să mă uit după ce se termină. Gen în 10 ani. Ok, day 31. Mă, e decent până acum, dar nu e decent, că nu prea avansăm. Fudge, come on, bruv. Come on, bruv. 32. Our suit is for dinner was interrupted by a raspy voice coming from the outside saying, wanna buy a rug? Nu vreau să cumpăr nicio piatră. Manga cu Boruto e top. Am auzit și eu că manga cu Boruto e mișto. Dar anime-ul, nu prea. Bun. Nu vrem să furăm. Ce jocuri te joci în timpul liber? Warframe am mai jucat așa câte puțin în timpul liber. Dacă aveți level mare și vreți să mă adăugați pe Warframe, duceți-vă pe comunitatea la mine pe canal pe YouTube, că v-am lăsat acolo numele meu pe Warframe. 34. Mă mai joc cu abonații Warframe, când mai am nevoie de ajutor și așa. Și e mișto Warframe-ul că are și voice și vorbim direct la voce. Armata nu vine și la așa o să tăie niște copaci cu toporul. Deci cred că o să mergem pe ruta asta cu armata, dar nu știu dacă avem itemul necesar pentru ultima. Deci a fost toporul și ce ne trebuie, nu cred că avem cărțile pentru armată. Ok, o să pescuim cu servieta. 11 colegs, bine boys, bine, bine, bine. Ne-a dat mâncare, ok. Așa. Am fost contactați de grupul ăla de gemeni. Mi s-a părut Darling in the Franxx. Uite-te la video meu în care a vorbit despre animeuri. Am discutat acolo. 37. Da, mă, sunt bine băieții. Nu cred că avem de nevoie de Sharikov. Sau că avem multă mâncare și multă apă. Adică cred că am putea să ne salvăm cu savantul. Dar n-avem medkit-ul, aia e toată chestia. Cred că o să-l chemăm pe Sharikov încoace și vedem dacă putem să ne salvăm. Mi se repara masca, dar ce să faci cu ea? Ce să ai? Watch Active, parcă? Watch Active, că de la Samsung am ceasul ăsta. Îl luam că mă duceam la not și intram cu el în apă. Și era mișto, și ceasul e mișto la not că ți numără și bazinele câte faci. Nu ți le numără cu acuratețe 100%, dar le numără binișor.
Am auzit sunete de afară, când ne-am uitat, am văzut o servietă. Ai armata? Nu știu ce face armata asta, aia e chestia. Că nu se întâmplă nimic. Am murit Luke Harper. Nu știu cine e Luke Harper. Pare cunoscut ca cineva din, din wrestling? Manga citești, nu? Stai să vedem ce se întâmplă aici. Avem niște apă. Armata vrea să ne ducem, ok. Să ne întâlnim cu ei. Nu lua pisica? Păi... Trebuie să ne citești armata. Ne-au pus niște întrebări și ne-au zis că se vor întoarce. Putem spera doar că am făcut o impresie bună. Asta înseamnă că o să vină armata, nu? Nu trebuie să mai îndeplinim nicio altă cerință, sau? Ce părere aveți? E că acum trebuie să așteptăm să vină armata. Gemenii, nu putem să facem nimic cu gemenii, că n-avem nici harta, nici toporul. Ceea ce e yikes. Cred că savantul ne mai ajută dacă avem mâncare și apă multă. Niște gândaci. Cred că vine armata, nu vezi? Dacă mi-a dat eventul ăla. Doar că, cred că mai durează vreo 10 zile până vine armata. Nu mai jucăm Frambow, din păcate, că n-a fost apreciat jocul. N-a prea fost apreciat. Care e anime-ul cel mai recent vizionat? Bă, un anime care mi-a plăcut super mult și l-am revizionat, că l-am mai văzut odată și la care mă uit acum, este Classroom of the Elite. Classroom of the Elite este un light novel, este ca o cărticică și au făcut un anime adaptat după cărticica aia, dar din păcate au făcut doar un sezon cu vreo 12 episoade. Din păcate nu s-a vândut bine animeul încât să facă sezonul 2, pentru că mi-a plăcut super mult ideea animeului. Ar trebui să ne riscăm viața și să-l trimitem să se plimbe afară pe Timinu. Deci ideea animeului Classroom of the Elite este în felul următor. Acțiunea se petrece în Japonia și există o școală unde toți cei care vin la școala aceasta și au absolvit școala, da, respectivă, se angajează 100% și au cariere de succes. Dar școala este foarte, foarte aspră. Mă înțelegeți? Hai să vedem aici. Vor să repare harta, bun. Care e faza cu școala asta? Școala asta e ca o insulă, o insulă, ok. Și are așa, are dormitoare, apartamente moderne, are mall-uri, are tot ce trebuie. Deci tu nu mai pleci din școala asta. Odată ce ai ajuns pe insuliță, nu mai pleci de acolo. Bun. Și fiecare e câte o, sunt 4 clase pe fiecare an, gen dacă sunt 4 ani ca la liceu. Anul, nu știu, 9, 10, 11, 12, așa sunt și ăștia. Și câte 4 grupe pe fiecare an. 4 clase pe anul 9, anul 10, anul 11, anul 12. Bun. Sunt ABCD. Și ideea interesantă, pentru că urma să ne terminăm mâncarea, hai să ne jucăm puțin. Ideea interesantă felul următor. De ce? Totul se bazează pe bani. Dar, ca să-ți cumperi mâncare, ca să-ți cumperi jocuri, să cumperi orice vrei tu ca să trăiești de pe zi pe alta, trebuie să plătești cu bani. Dar banii sunt obținuți prin puncte. Bun. Fiecare elev primește 100.000 de puncte egal cu 100.000 de yen. Nu știu cât ar însemna asta în dolari. Să zicem că primești, nu știu, 2.000 de euro, da? Pe lună, prima dată când vii. Dar după prima lună, aici devine interesant,
pe cât de bine se descurcă clasa ta, strânge puncte pentru fiecare elev care e silitor, ia note bune la teste, cum avem noi tezele, ei au examene tot așa. Și în funcție de cât de bine se descurcă toți elevii dintr-o clasă, primesc puncte. Și gen clasa, sunt patru clase, A, B, C, D. Clasa A are cu cele mai multe puncte, B cu cele mai multe puncte, C și ultima e D. Și în funcție de câte puncte are clasa, o ranchează. Dacă clasa ta, să zicem că obține foarte multe puncte, toți au note mari la examene, toți sunt atenți la ore și așa, urcă pe rang și devine de la clasa D la clasa C, la clasa C la clasa B și tot așa. Și fiecare elev este notat. Dacă în timpul orei te-ai uitat pe telefon, ți se scade din punctaj. Dacă ai lipsit de la oră, ți se scade din punctaj. Adică, practic, vor să fii extrem de atent la ore și să înveți foarte bine și la final ești recompensat. Dar gândește-te că ești recompensat cu bani. Asta e partea interesantă. Și faza e că nu depinde doar de tine, dar depinde de toată clasa. Adică dacă tu iei numai 10 și ceilalți din clasă nu învață nimic, te trag și pe tine în jos. Pentru că, zic, clasa ta va avea puține puncte, nu avansează mai departe. Și dacă, zic, clasa ta are cele mai puține puncte dintre astea 4 ABCD, la final de lună primești 0 lei, nu primești niciun ban și practic mor de foame. Și de aici devine ideea interesantă a animeului, că practic vezi pe ăștia dintr-o clasă, cu fiecare, gen stereotipurile de colegi, unul e super silitor și tot cilar, altul e cu sporturile, nu-i pasă de învățat, altul e bătăuș și altul, știi, adică îi vezi cum încearcă să se unească toți ca să strângă cât mai multe puncte și să învețe cât mai bine, ca să ajungă în, să ajungă mai departe, de la D la C, de la C la B la A și de la A să primească extrem de mulți bani. Și e interesantă ideea, că practic e cu drame și așa, numai că îmi pare super rău că are doar 12 episoade și n-a mai prins sezonul 2. Animeul ăla chiar mi-a plăcut și chiar aș fi vrut un sezonul 2, dar așa se întâmplă din păcate cu animeurile, dacă nu au vânzări bune în Japonia, nu mai fac sezonul 2 și genii la gunoi. Ok! Se numește Classroom of the Elite, animeul. Și foarte, foarte tare, vi-l recomand. Doar așa că un pic de distracție, știi că gen povestea nu mai continuă, se termină. Decât dacă citești line novelul. Dar nu știu cum e. M-aș băga sincer să-l citesc, adică îmi place de tare ideea și chiar sunt curios cum continuă. Ok, ziua 55. Bun. Eu sunt clasa A. Și aia e fază că în anime, gen aia din clasa A sunt foarte șmecheri, sunt de aia inteligenți. Sunt care controlează, care se uită de sus, știi, către clasele inferioare, își bat joc de ăilalți și devine interesant. Chiar eram curios să văd dacă pe parcurs reușesc ăștia, că ei sunt clasa D, sunt cei mai slabi. Și sunt curios dacă urcau până la clasa B, C, A și așa mai departe. Deoarece Attack on Titan zonul 4, nu știu care este zonul 4, ăsta ultimul. Gemenii vor harta, ok, dar după aia cu gemenii cred că putem să facem că ne trebuie toporul. Asta e partea proastă, dar mă rog, hai să vedem. Ce părere de Banigar Senpai? Parcă mi-a plăcut anime-ul, l-am văzut cu mai mult timp, mai țin minte exact cum e, dar parcă mi-a plăcut cu fata aia. Mi-a plăcut. Parcă e ceva romanță, nu? Te-ai uitat la Sao? Bă, m-am uitat, am luat toate sezoane, cred că la vreo 3 sezoane. Din Sao mi-a plăcut foarte mult primele 14 episoade, 14-16 pe acolo. Ok, de 57, continuăm. Dar nu o să intrăm în discuții cu anime-uri, că gen nu toată lumea se uită la anime-uri și... Hai să luăm pisica. Nu o să înțeleagă băieții dacă discută despre anime-uri. Dacă vreți să vedeți discuții despre anime-uri, căutați pe canalul meu de YouTube. Era Rafael Anime-uri și un episod în care am discutat despre ce anime-uri am văzut, lista mea cu anime-uri și așa mai departe. V-am povestit. Castlevania sau Sweet Home, nu. Gambling, nu ne băgăm la gambling. Oh my god, ce pisică e asta. Bă, mare, mare greșeală cu pisica asta. Naiba să fiu. Cred că suntem morți dacă nu vine armata aia. O să ne bage câte o pisică în fiecare zi și murim. Dude, pisica asta e stupidă rău de tot, sincer. Deci, cea mai mare greșeală să iei pisica în late game. Super mare greșeală, că acum mi-a apărut câte o pisică și nea din mâncare și o să murim. Fuck, dude, fuck, nu credeam că se întâmplă asta. Dacă nu ne salvez armata, am pierdut. Uite, a mai apărut o pisică și o să rămânem fără mâncare și murim. Ia că ne-am dus
la adresa de pe zgarda lui Sharikov, am pierdut. Nu trebuia să iau pisica. Am zis să iau pisica că poate facem eventul cu savantul și ne-au dat afară. Bă, nu poți să câștigi joc, cum e imposibil? What the fuck is going on? You were driven away. Eu cred că eram aproape să câștigăm cu armata. Nu înțeleg care-i faza. Chiar nu înțeleg care-i faza. Chiar nu înțeleg care-i faza. Vreau să mai bag o ultimă fistă cu jocul ăsta. Dacă nici acum nu câștig, mi se pare insane. O să mai jucem un gos cu youtuberii? Da, o să mai jucăm, o să mai jucăm. Bă, nu putem noi să câștigăm niciodată, mă, că am câștigat și pe hard înainte. E chestia de noroc. Faza e și cu... Că acolo chiar nu am știut. Mi-a zis cineva în chat să nu iau pe Sharikov. Dar mă gândeam că poate ne ajută, naiba. Dar mai mult ne-a dat țeapă. Deci pisica aia ori o iei early, ori nu mai e deloc. Demon Slayer Novi a rupt topurile în Japonia. Da, știu, Demon Slayer. Le-a plăcut băieților super mult pentru că a avut caracterul ăla catchy, Nezuko, sora lui. Dacă ai observat animeurile astea care au câte un caracter mai deosebit. Mai deosebit ce înseamnă? Mai așa, care să se atragă atenția. Cum a fost Zero Two din Darling in the Franxx sau... Știi ce zic? Asta e prozranul. Gen rupe anime-ul. Numai că Demon Slayer nu înțeleg care e faza, că nu s-a făcut sezonul 2, se face film, nu înțeleg exact ce plan să facă cu el, că a avut foarte mare succes, deci nu știu. Mersi de donație, Marian. Hai să luăm servieta. Poate ne mai dă ceva. Bă, faza e că nu prea am luat multe în run-ul ăsta. Da. N-am apucat să iau prea multe. Nici 60 seconds nu mai era ce a fost. Bă, Beatrice, ai știut dreptatea ta. N-am ce să zic. N-avem pușca. Da, n-avem Boy Scout, e degeaba. Fără Boy Scout e nul. Nu știu, n-am văzut Boy Scout-ul ăla, sincer, nu știu unde era ascuns. Chiar nu știu unde era ascuns. Stai așa că mi-a murit calculatorul. Și revine, așa face el, se opresc monitoarele. Și we back, boys. Sau? Da, we back. We back, baby. Cred că s-a stricat jocul. No worries, îl închidem, îl redeschidem. Nu știu ce are, ori de la placa video, ori... Habar n-am. Mi se sting monitoarele, se reaprind și asta este. Asta este, trebuie să reintrăm în joc. Mai faci beatbox? Du. Făceam prin clasa 10-a. Dubla 2. Hai mă, dă-mi un run bun. Bă... Îmi place cum sunt sortate itemele aici, ce-i drept.
Me gusta mucho. Hai să ne ducem noi așa mai bine. Harta, bă, băiatule. What the hell este pe harta? Bă, e ok. Made in Abyss n-am văzut, nu. Nu mă mai întrebați de anime-uri. V-am zis, uitați-vă la video ăla dacă vreți. V-am arătat acolo ce anime-uri am văzut. V-am dat lista mea cu anime-uri. Gen, am discutat acolo. Dacă vă e lene, asta este. N-am ce să vă fac. Nici la video nu vreți să vă uitați. Gen, am făcut video ăla special ca să nu mai răspund la un miliard de întrebări. Că sunt aceiași întrebări. Deci lipsește de aici? Nu mai știu ce era aici pe raft. Ok. Hai să vedem. Ce-am zis cu tranziția? Eu cam două calculatoare. Bun, avem airdrop-uri. YouTube scrie că te joci Secret Agent Baby. Aia pot să pun eu, gen orice pot să pun. Metin pot să pun. Am pus Barbie acum. Orice. Mamă, vezi că nu s-a stricat asta. Ăsta e ranul, boys. Ăsta e ranul, baby. Nu ieșim nicăieri. Uite pe Alexa ce pune link-uri. Da, mă, Alexa, poate dau click băieții dacă le dai link pe YouTube. Da, oricum ne-am zis, bă, dacă intri pe YouTube și Rafael anime, cred că ți-apare. Cu ce să-l trimit eu pe ăsta? Hai chiar să-l trimit cu mâna goală. Trimit cu masca. Baft. Se ceartă Nightbot-ul Alexa. Opa. Se ceartă Alexa cu Nightbot-ul. Dai tu un timeout lui Rolex, că întreabă aceeași chestie și am răspuns deja. Cred că se uită în urmă la live. My God. Scaunul e de la Streamlabs. La Quersus scaunul. S-a întors repede Timi. Și are și masca și a găsit mâncare și apă. Bun, bun, bun. Forță, forță, forță. Trebuie să-i dăm niște mâncare. Hai să împușcăm ce se uită la noi. Ce anime este vreo clasa și de Classroom of the Elite. Classroom spațiu of spațiu THE spațiu elite. Caz că nu știți nici cum se scrie. Ok. Bă, l-aș trimite și Petre din expediție, sincer. Dar cu ce item să-l trimit Petre din expediție ca să-mi găsească toporul? Aia e chestia. Ăla-i șpilul. Ok, ne-a căzut harta... Ok. Bă, bă, că și-a revenit Timi la loc, ești nebun? Vezi că e forță rău, Timi. Rău de totos. Astăzi mâncăm, boys, astăzi mâncăm. Și-l trimitem iar cu hard, cu... Măi, eu pot să-l trimit cu servieta acum, știi ce zic? Cu ce să-l trimit eu ca să-mi găsească... Mamă, îl trimit cu medkit-ul, fii atent că fac cea mai mare prostie existentă vreodată. Ce pare de Minecraft RTX? Nu, îmi place, nu îmi place. Prefer Minecraft Java cu shadere decât Minecraft Bedrock cu RTX. Sigur e mișto pentru cei care joacă Bedrock. E ceva în plus.
Cum ajuns să fii cu youtuberii? Nu știu. Bă, le-am dat de mâncare la ziua 12. Îl mai lăsăm. Vreau să-i dai apă? Nu, că nu-i se face sete în expediție. Îi dau când se întoarce. Uite, îi dau și mâncare acum lui Ted. Hai mă, că trebuie să întoarcă Timmy. Nu cred că ne abandonează. Nu cred. Am luat un mic risc că l-am trimis, dar trebuie să întoarcă. Vei apuca de Twitch? No. Hai mă, întoarce-te, Timmy. Come on. Știu că poți să ne salvezi. E mort. Dacă nici azi nu se întoarce, e mort. Bă, jocul ăsta e imposibil, dude. E mort. Mă, bă, moare din orice, mă, bă, din orice moare. Nu te cred, mă. A murit. Gen, îl trimis de două ori în expediție și e mort. Parcă i-am dat și pușca cu el. E mort, adică îi dai degeaba itemele, părerea mea. Nu știu, nu se apără, e random. Da, mă, pe easy. Ai trimis de două ori, e mort. Trebuie să-l trimim pe Ted, cred. Mi se pare că-i scad șansele să mai rămână viu dacă îl trimis de două ori. Ce unfortunate. Stăm pe spate cu că e jumătate de oră până începe. Bă, unfortunate rău de tot. Hai, let's go. Unde e Boy Scout, e întrebarea? Nu prea-mi place run-ul ăsta așa tare. Nu găsesc mâncare stacată ca lumea. Aia e chestia. Nu găsiți mâncare stacată ca lumea. Nu știu ce am luat aici, chiar trebuie să văd. Mă, ce lipsește de aici? Că nu mai știu ce era. Era Boy Scout-ul și încă ce? A, lanterna sau? Avem mâncare, avem mapă, harta. Dacă nu ne iese nici ranul ăsta, la gunoi. Ok. Let's go. Suntem pe easy, adică pe bune. Ar trebui să fie la mintea cocoșului. Dacă nici aici nu câștigăm, alt F4 și salut. Și că se uită cineva la noi. Așa, am găsit niște simboluri ciudate. Hai după ele, că ce se poate întâmpla, nu? Mi-a zis și de like-uri, boys, de 12K, apreciez. Thank you. Se pare că am găsit lanterna ce lipsea acolo. Așteptăm până ziua 5. Băgă-te pe hard game ușor, bă, să știi, Nico. Deci văd că dificultățile astea nu contează așa tare. E doar vorba de șanse. La urma urmei. Adică
poți să te joci pe easy și să ai ghinion, sau poți să te joci pe hard să ai noroc. Știi care e faza? La urma urmei e chestia de noroc. Că e fază cu procente. Uite, la Tokyo Ghoul am văzut Tokyo Ghoul, dar e pârna aia, pârna aia, după sezonul 2 încolo o ia la vale de tot. Așa, a venit câinele, îi dăm cu lanterna în ochiane. Le cumperi figurinele, bă, n-am mai luat figurine. Figurinele... Am un plan să mai cumpăr câteva de pe Wish, știi ce zic? Însă figurinele sunt niște seller care vând în privat, trebuie să discuți cu ei, e cam greu să cumperi din România figurine. Cam asta este toată ideea. Se cumpără separat, în privat oarecum, sunt grupuri de Facebook cu colecționari, sunt grupuri de Facebook colecționari care, gen grupuri unde se vând și se promovează, ori poți să cumperi de la cineva, de exemplu eu m-am plictisit o figurină și o vând și tu o iei de la mine, ori poți să o cumperi nou-nouță când mai vin companii de astea mari și vând pe grupurile respective. E cam complicat, nu e un site pentru toate din păcate cu figurinele. Nu prea e, mai complicat. Și presupun că asta le face și mai unice. Mai mișto, știi? De exemplu, am o figurină la care am cumpărat-o și mi-a venit după vreo 8 luni sau ceva. Am cumpărat-o când era la... Am luat-o la pre-order, practic. Și mi-a venit după un an sau pe acolo. Foarte, foarte mult. Chiar uitasem de ea. Mai facem puțin la dulciuri în Japonia. Le-am dat un mesaj și la Tokyo 3, dar nu mai știu să zic. Că nu mi-au răspuns. Așteptăm să vedem dacă mai răspuns, dacă mai răspund, că mi-au dat ei mesaj că vor să mai lucra și nu le-am răspuns și acum le-am dat mesaj iar. Să vedem dacă mai sunt interesați sau nu. Bun, ziua 10, dacă am urit timp iar alte 44. E un grup, adică uite ce ghinion, e un grup de oameni. Grupul de oameni e foarte rar să-ți vină, mai ales când joci pe easy. Nu înțeleg de ce îmi vine. Gen, e foarte rar să te tace, să te tace ăștia. Și să strice arma, e foarte rar pe easy. Că sunt șanse mici. 2 de stele de mâncare, 2 de apă. Aceeași prostie. E ca atunci când ne-au dat airdrop-ul aia de la armată. 2 cu 2 și s-a stricat masca. Mă rog. Când îți vin lucrurile la Corsair pentru PC-uri? Băi, mai durează offline, mai durează. Trebuie să resemnez contractul cu Corsair prin ianuarie acum și cam asta e. Încă nu mi-a trimis contractul cum trebuie. Și am tot așteptat după ei, sunt sărbătorile. Deci nu știu, eu le-am trimis lista cu produse, dar nu mi-au confirmat nimic. Pentru că trebuie să resemnăm oarecum contractul prima oară și apoi să-mi confirme produsele și ce au în stoc, cine au în stoc. Nu o să aibă toate produsele în stoc, o să dureze cred că 2 luni până ajung toate în stoc. Adică îmi trimite câte unul, imediat ce intră în stoc îl trimite. Știi, și vor fi foarte multe colete pe parcurs. Dar eu zic că prin februarie-martie cel târziu ar trebui să vină. Ok, ziua 13. Hai să-i dăm în continuare. Nu mai lasă-mă cu pisica aia că m-a exterminat de creier. Dar nu știu dacă să mă bazez pe pisica, mă. Hai mă, că ar trebui să ne descurcăm cu armata, ar trebui să ne descurcăm. Hai să-i dăm așa în continuare. Ne descurcăm și cu savantul, să știți că avem mâncare și apă multă. Da, I don't know. Rafa, hai la un sintetic, si cu mine sau muila. Mergem la un sintetic acum pe zăpada asta. Asta e și pe telefon jocul, nu știu dacă e gratis, cred că e gratis. L-au portat pe telefon. Ceea ce e mișto. Jocul ăsta mereu a fost popular pe canal, să știți. Gen, jocul ăsta mi-aduc aminte că am făcut pentru prima oară 14.000 de oameni pe live când jucam. Super insane era. Minecraft Death Sound, doar că era de pe Roblox. N-am mai schimbat, da, era ăla de pe Minecraft inițial, dar am schimbat cu ăla de pe Roblox. Dar n-am mai schimbat descrierea, presupun. Ce zăpadă era, facă bloc, derupe? Bă, aici la mine a fost un pic de zăpadă de dimineață, sincer. A fost un pic de zăpadă, dar după aia a plouat și s-a mai dus, ce zic? Ziua 19. Hai să cântăm la instrument. O să faci live cu Warframe cu abonanții membri, nu. Că Warframe e extrem de boring to watch. Nu e nimic de văzut. Ok, deci
bem cu toții și hai să și mâncăm. Să ne umflăm burțile. Ne cântă gândacii. Game Dev Tycoon? Da, e tare, e tare, Andrei. Nu vrem să mâncăm ciuperci. Mâine, mâine apare mai Summer Car. Mâine. Hai mă, că trebuie să câștigăm. Timi și-a revenit. Dar mi-e frică să-l trimit în expediție, pe nebun. Oh my god. A fost cu tremur? Nu. Băi, le dau la 5 zile, mă, și mâncare și apă, că avem prea multă. Să-l trimitem pe Timi în expediție? Ce ziceți, boys? Da sau nu? Voi alegeți. Stai, nu mai ieși în expediție? Deci nu vreți. E prea riscant, ziceți. Ok. Chef, cum ai Summer Car? Eee, aștept și tu acum să ies pe episod. Vrei așa totul. Nu-l mai trimitem? Gata, mă, nu-l mai trimitem, boys. Așa facem, băieții. Avem foarte multă mâncare. E unul cu brațe multe, dacă nu-i dăm mâncare, ne bate. Și ne fură el. Nijane. Îmi postez Hitman? Ba asta, nu știu. O să mai postăm. Hai să vedem și ce armata. Răspire de la episodul de mâine. Holy dude, what? Ăsta e ok. Ok. Asta e un drop bun. Ne-a dat mâncare medkit chiar. Cineva doar pentru că am ascultat la radio. Mama, acum mergea cu pisica și să ne ia mâncare că avem super multă. Cam aia e toată chestia. Însă n-au venit gemenii, n-a venit armata, adică au trecut 30 de zile și unde e toată lumea? Băieții, haideți tată. De ce nu joci remasterul? Bună întrebare. Ar fi trebuit să joc remasterul, lol. Nici nu știu. Am uitat care remaster jocul. Că e o femeie afară periculoasă și vrea muniție. Asta este. În sfârșit armata vrea să ne folosim harta, ok. Te-am gândit să folosesc Game Dev Tycoon? Băi, da, am avut o serie de Game Dev Tycoon recent acum nu știu câte luni. Și nu prea mai prinde jocul, adică e boring. Boring to watch pentru băieți. Am dat un semnal care schimbă așa. Hai să-l ascultăm, sigur. Sure, bro. Mai faci forager? Bă, mă tentează să mai joc un live de forager așa de test să văd cum ai jocul. Poate băgăm. Ai figurine Darling in the Franks? Nu, am decât un Funko Pop de la mic. Nu-l lăsăm pe Timi să plece.
Nu un Funko Pop, dar am un caracter mic cu... cu 02. A nebunit ăsta aici. Nebun. Dar l-are pe taică, s-o arăte să-și revină. Ok, ziua 38. Rafa, hai ca dacă e vine si Adonis, poate îl chem si tu pe Marius. Da, bro, cu Adonis, venim toți. Ce are timid arată așa, băieți? A luat-o un pic razna? A luat-o pe arătură? Am uitat să le dau apă. GG, mi-a plăcut mult joc asta cu 60 seconds, am uitat să le dau apă, au murit toți. Boys, m-am distrat din inimă, a fost cel mai tare livestream de 60 seconds de până acum, n-am reușit să câștigăm niciodată, mi-a plăcut mult joc asta. Mă, dar 60 seconds ăsta nu era... Ah, 60 seconds reatomized, mă. Ok. Oficial o să-i dăm și la install. Mi-am distrat mult jocul ăsta, mi-a plăcut. O să-mi instalez 60 seconds reatomized, dacă mai jucăm vreodată pe viitor. Da, mi-a plăcut mult jocul ăsta. Gen, ne-am jucat, nu știu, o oră, două, 60 seconds, dar n-am câștigat niciodată. Forță. Forță, boys. Luați și voi jocul dacă este. Forță rău de tot. Eu v-am lăsat, băieții, că mi-a zis mamaie că mă bag la somn, gata, s-a terminat și mecheria. Am înțeles. Mersi mult de like-uri, de donații, de ataete, ne auzim mâine cu niște mai summer car. Hai, pa!